Salut, dragii mei! Astăzi vom face patieuri cu brânză și cartoafă. Așa, le vom coace în două tigăi. Eu deja am pregătit tigăile, da? Rețeta l-a luat. Este la canalul meu. Așa. Acum vom împărți în biluți aluatul nostru. Așa. Așa, deci vom începe. Noi nu vom întinde cu ciutorul, dar cu mânuța, da? Iată așa. Băgăm mânuțele în ulei și întindem așa ea. Așa, punem brânză. Așa. Și strângem pateul nostru, da? El se va primi foarte pufos. Așa. Așa. Iată așa se primește pateul nostru. Dați-vă la arăt. Așa. Așa. Așa vom proceda și cu altul. Așa. Încleiem bine aici ca să nu curgă brânza noastră și iată și alt pateu este gata. Așa vom proceda cu toate. Așa, noi am început a prăji pateului nostru, da? Iată, îi întoarcem. Pateurile mele sunt gata, este sunt cu brânză, este sunt cu cartofi, dați să vă arăt, care sunt cu brânză, da, să vede cât este de pufoasă, așa, dar acestea sunt cu fierbinți, cu cartofi, tot să vă le arăt, încă așa, sunt cu cartofi. Așa. Dacă vă-i poftă de pateuri, încercați-le și voi. Vă zic poftă bună alături de mine și abonați-vă la canalul meu. Pa, pa!